noi într-o excursie, că ai putut să vii și tu. Da. Ești și tu și și Leo. Din apă. Încerc să mă suc să nu pice apă, să arate pe lângă Leo. Erau câțiva pești, dar surprinzător nu atât de mult cât mă așteptam în Marea Roșie. Poate e vorba și de oră și de locația în care ne-am așezat. Nu am stat cred că mai mult de jumătate de oră, iar mama a stat aici cu Leo. Totul este în siguranță. Totul este safe. Ce faci, Leo? Deci, hai să zic ceva. Am chiriat barca asta pentru 220 de euro. Toată barca aceasta și după cum vedeți, dacă vedeți, este huge și este imens. E dita mai ia. Nici chiar, dar și ceea ce mi se pare la un preț extrem de ieftin. Îți iau oameni. Ajungem imediat. Cam asta a fost ziua de barcă. Fost ok. Bebe s-a adaptat. Am avut noroc că am avut porțiunea asta în care n-am văzut atât tare până și a fost umbră și soare. A fost o aventură. Prima aventură a Lily Hawk. Am ajuns în Luxor, intrăm acum la templul Karnak. Mi se pare incredibil cât de turistic e locul ăsta, sunt zeci de autocare, sute de turiști aici. Mamă, fenomenal, mă bucur cumva pentru ei, fiindcă își dezvoltă partea asta de turism. Dar, wow, e foarte comercial, e cea mai comercială vacanță în care am fost vreodată. Dar merită văzut și Egiptul, clar. Adică a fost o civilizație foarte, foarte dezvoltată. Asta e o machetă a templului. Pare că poate să fie de mare. Ziul protecția în viață, ok? În mijloc acesta... Deci tineștea chiar aveau talent la desen. Și tot acest loc avea un acoperiș, adică imaginați-vă toate aceste coloane de fapt să fie acoperite, să intri într-o încăpere de genul și toată să fie întunecată, complet. Vă dați seama ce grandoare pe vremea aceea. Zice și mie cineva cum tăiau ăștia obeliscurile astea, așa drept. Ne-au adus și la o galerie de papirus să ne arate cum se face papirusul și cum se pictează. Mi se pare incredibil că egiptenii au descoperit asta acum 4000 de ani. Să descopere o textură care să fie rezistentă și la apă, fiindcă papirusul este rezistent la apă. Mergem după aceea la un restaurant să mâncăm și apoi croaziera pe Nil. Piramidele au fost făcute de cumva de primul imperiu egiptean în acum 4500 de ani și tot ce este aici la Luxor este făcut de ultimul imperiu egiptean în urmă ca, nu știu, 3000 de ani, ceva de genul acesta. O să mănânc, după aceea o mică croazieră pe Nil, să gustăm acest vibe și apoi, probabil, dacă vom avea timp, vom mai face încă un templu din partea de vest. Sunt curios Ștefi ce face, sper că se distrează, sper că e la plajă și că se simte bine, abia aștept să mă văd cu ea. Am rămas cu Leo în cameră, mi-am fixat aici aparatul și... Astăzi am stat doar împreună. Am mers până la resortul celălalt și am mâncat. M-am interesat pentru kitesurf. Mamă responsabilă ce sunt, a trebuit să stai ceva acasă cu Leo. Și am dormit la prânz. V-am zis, ne-am plecat pe aici pe la resortul și mâine o să avem mai multe activități și când vine și daddy time, atunci putem să fim mai liberi și să facem sporturile de apă și să plecăm cu barca. Nu, Leo? Iar acum ne pregătim să vină Max. Și să mergem la restaurantul egiptean, fiindcă avem acolo rezervare. Adevărul este că asta e singura mea problemă până acum cu mâncarea, fiindcă eu sunt super pretențioasă cu mâncarea și doar asta îmi doresc. Adică vacanța asta a fost clar făcută pentru oamenii care au fost aici și fiindcă am vrut să fim toți împreună. Și suntem doar family și asta este super cute. Dar să fie doar 2-3 fructe la micul dejun, pentru mine asta e gen... Dar am fost până la mall și am cumpărat câteva chestii și cam de atât. Am plecat de acasă fără nici o pereche de ochelari. Mi-am cumpărat ăștia undeva la 20 de lei, cred, fake, normal. Dar m-am ajutat foarte mult până acum, fiindcă aici nu există niciun nor și la soare cred că sunt peste 36-37 de grade. Și
totul este o baie de lumină. Aș fi vrut atât de mult ca la templu la Karnak unde am fost înainte. Dacă aș fi ajuns cumva să fac poze la apus, ar fi fost incredibil, fiindcă acele coloane prind așa o dramă, și un aer de mister la apus. Am văzut câteva poze și mi-a picat fața. Oi, că aș fi dorit să ajung acolo la apus. Dar asta este, adică nimic. Întotdeauna happy cu ce avem. Singurul lucru pe care, să zic așa, nu m-a dat pe spate în Egipt este mâncare. Sper să găsim aici puțin mai multă mâncare, mai ceva mai bună. Ăștia de aici toți încearcă să-și vândă chestii. Și scopul e să scap de aici cu viața. Exact asta se întâmplă. $10. Da, nu, mersi, nu. Ok, come back. $10. Nu, mersi. Cheap price, cheap champagne. Da, te cred. Clasa întâi. Mergem la clasa întâi. Mi-au luat și microfonul. M-am văzut cu el instant. Hai să încerc timp de asta, nu place un microfon. Spectaculos arată tot templul acesta la baza stâncilor. Acestea. Asta a fost reconstruit undeva prin 1980, dar încă se vede foarte, foarte accentuat culorile originale pe care tenii le-au folosit atunci. Cât de în relief sunt toate acestea. Don't forget to enjoy life and see you around. Bye! Bye, bye! Safe flights!